Pomicultorii au început culesul prunelor și au nevoie de forță de muncă din plin, deoarece anul acesta este de departe una dintre cele mai bune producții de prune din ultimii ani. Pentru că băutura tradițională românească, țuica, se face din prune, oamenii se bucură de faptul că anul acesta vor avea țuică din plin. S-au făcut prune anul acesta? Da, s-a făcut. Și o luăm pentru noi, adică pentru gospodăria noastră, mai dăm la copii, așa. Ce faceți cu ele? Țuică. Ce să facem? Și magiun, mă rog, dulcețuri din astea, compoturi. Păi da, asta se face la noi, la țară așa se caută, că nu avem bani prea mulți ca să facem. Ăsta, da, noastră, ce facem noi, o bem noi, dacă să luăm porcării de acolo și de la stat. Sunt bune de țuică? Da, sunt foarte bune. E mai multe soiuri. Și astea ce soi sunt? Astea se numesc ciorăști. Și mai e și gârlane, mai e și grase, mai e și negre, care sunt foarte dulci. E mai multe soiuri. Și alea care sunt bune de magiun, care sunt? Care sunt bune? Este asta, gârlana de magiun, care facem noi. S-a făcut, mămăică, e pe deapta și pe etoca pe noi. E să rupe prafe, vai de lume. Să rup pomii de atâtea... Da, mamă, da, e multe rău. Lume nu este să le culeagă, încă nu mai e copii, se duce astea bătrâne, nu poate, ia și mult păzi, nu le... nu știu ce să mai zic. Cazanele de țuică vor fierbe la foc continuu în perioada următoare, iar licoarea va ajunge mai repede în pahare anul acesta, pentru că vara a fost călduroasă. Față de anul trecut, cum e producția de prune anul ăsta? Mai bună. Anul trecut s-a făcut puțin. Am văzut că unii pruni deja n-au rezistat sub greutatea fructelor. S-a rupt de pulbere. Și cum a fost la seară vijelia aici la noi, a rupt o sumă de creci. Și ce să mai faci cu pruna dacă s-a rupt? Să faci așa și nu poți să o bagi la țuică. Pentru că producția de prune este mare, prețul este mic și variază de la 2 la 3 lei în funcție de soiul și mărimea fructelor. Din prune, gospodinele pregătesc binecunoscutul magiun, prune uscate și afumate, dar și compot. Prunele au și proprietăți benefice pentru organismul uman, deoarece depășesc conținutul de antioxidanți al fructelor de pădure. O singură prună conține aceeași cantitate de vitamine și minerale ca un pumn de afine.